Pandurii au un tehnician valoros, cel puțin așa susțin persoane în măsură să cântărească această calitate. Petre Grigoraș este un antrenor cum puțin găsești în campionatul nostru. Este opinia directorului Școlii Federale de Antrenori, Mircea Rădulescu. Mentorul tehnicienilor este de părere că sunt antrenori care, deși sunt pregătiți la nivelul UEFA, nu pun în aplicare ce învață la cursuri. Din păcate, când pleacă de acolo să duc în teritoriu, constatăm un conflict între ceea ce ca informație i-au primit și cum muncesc. Deci știu, dar nu vor sau nu pot. Rădulescu este de părere că Petre Grigoraș, tehnicianul gorjenilor, este foarte bine pregătit ca antrenor și face parte din corpul de elită al tehnicienilor. Petre Grigoraș e un profesionist, face parte, din punctul meu de vedere, din corpul de elită al antrenorilor, care a probat și care are capacitatea asta pe care nu au mulți antrenori, să pregătească jucători care poate nu au o valoare așa de echipa națională. Mentorul tehnicienilor spune că se vede mâna lui Grigoraș la toate echipele pe la care a trecut. Cu Grigoraș pe bancă, Pandurii au 3 victorii, 2 egaluri și doar un meci pierdut. Bilanțul celor 6 etape este unul nesperat de bun și greu de crezut că va fi realizat după primele 10 etape în care Pandurii aveau 6 puncte. Întotdeauna echipele pe unde a fost și el, și am observat și aici la Târgu Jiu, au ceva coerent în exprimare, în joc, adică se vede mâna lui și asta este o calitate pentru un antrenor. Conflictele dintre patronii de cluburi și antrenori afectează jocul echipei în campionatul românesc. Conducătorii intervin în munca tehnicienilor, ceea ce este un lucru rău în opinia lui Rădulescu.